Ai auzit de Mac? Probabil ai un Mac chiar la tine în oraș. În acest moment există peste 36.000 de Mac-uri în peste 100 de țări de pe toate continentele, mai puțin Antarctica. Vrei să știi cum a fost construit acest imperiu? Sau poate vrei să pornești o afacere care să se dezvolte într-o manieră similară? Atunci ar fi bine să știi câte ceva despre ecuațiile exponențiale. Una din formele pe care o poate lua o ecuație exponențială este a la x este egal cu b, unde a este mai mare decât 0 și diferit de 1. Ce înseamnă a, b și x și cum te pot ele ajuta să-ți dezvolți imperiul comercial visat? Primul Mac a fost deschis în 1940 și pentru o perioadă a fost și singurul. Dacă am vrea să transpunem matematic acest moment, ar trebui să ne gândim la formula a la puterea 0 egal cu 1, unde a diferit de 0. Începând cu 1955, Mac a început să se dezvolte în sistem de franciză. Franciza este un sistem prin care, în schimbul unei taxe, oricine poate deschide un magazin sau un restaurant al unui brand renumit. Acest lucru îți permite să-ți dezvolți afacerea în mod exponențial. Să ne întoarcem la A, B și X. În 1955 erau 8 magazine. Asta se poate scrie sub forma 2 la puterea a 3-a. Dacă știm și faptul că la fiecare 5 ani numărul de magazine s-a dublat, putem afla în ce an erau deschise 128 de magazine? Numărul fiind dublat la fiecare 5 ani, adică 2 la puterea a 3-a ori 2 ori 2 ori 2 ori 2, se obține ecuația 2 la puterea 3 plus y egal 128. Evident, în cazul acesta particular, 3 plus y este de fapt necunoscuta din ecuația exponențială, adică x. Să continuăm. 128 poate fi scris sub forma 2 la puterea a 7-a. Deci ecuația anterioară poate fi rescrisă sub forma 2 la puterea 3 plus y egal 2 la puterea a 7-a. Având în vedere că avem aceeași bază, 2, pentru ca egalitatea să fie adevărată, exponenții trebuie să fie egali, adică 3 plus y egal 7, prin urmare y egal 4. Dar ce reprezintă y? Puteți pune pauză pentru a găsi singur răspunsul. V-ați gândit că y reprezintă anul? Sunteți pe aproape. De fapt, y reprezintă numărul de perioade de 5 ani de la momentul inițial, 1955, până în momentul în care s-au deschis cele 128 de magazine. Pentru a afla anul în care erau deschise 128 de magazine, problema noastră inițială, trebuie să facem următorul calcul. 1955 plus 5 ori 4 egal 1955 plus 20, adică 1975. Acum că știm că în 1975 erau 128 de magazine, dacă ritmul de creștere al afacerii a rămas același, câte magazine credeți că sunt deschise în anul 2015? Puteți pune pauză pentru a găsi singur răspunsul. Mai întâi trebuie să aflăm câte perioade de 5 ani s-au scurs de la 1955 până în 2015. Vom transpune problema în termenii unei ecuații simple. 1955 plus 5y egal 2015. Rezultă 5y egal 2015 minus 1955, de unde 5y egal cu 60, y egal 12. Asta înseamnă de fapt că în acest interval de timp au fost 12 perioade de creștere. Dacă știm y, îl putem afla pe x. X egal cu 3 plus y, adică x egal 3 plus 12, unde x va fi 15. Prin urmare, 2 la puterea 3 plus y va fi egal cu numărul de magazine, adică 2 la puterea 15 egal cu 32.768. Acum că am aflat cum poate sistemul de franciză să ne ajute să obținem o creștere exponențială a afacerii noastre, poate ar fi bine să aflăm și care este definiția ecuației exponențiale. Ecuația exponențială este de fapt ecuația în care necunoscuta este exponent sau în care exponentul este o expresie care conține necunoscută.
A la puterea X este egal cu B sau A la E de X este egal cu B, unde A este un număr real pozitiv diferit de 1, iar B este număr real, iar E este expresia care conține necunoscuta. Soluția unei ecuații exponențiale de necunoscută X este un număr real X0 cu proprietatea că, înlocuind X cu X0 în ecuație, obținem o egalitate adevărată. Două ecuații exponențiale se numesc echivalente dacă mulțimile de soluții coincid. Spre exemplu, 2 la puterea X este egal cu 16 și 3 la puterea X este egal cu 81 sunt echivalente, pentru că soluția X0 egal cu 4 este comună ambelor ecuații. În unitățile viitoare vom descoperi împreună pașii potriviți pentru rezolvarea altor probleme de matematică. Rămâneți alături de noi și, dacă v-a plăcut, răspândiți vestea la cât mai mulți elevi și profesori.